Mulțumesc! Lumii călătorii e fi, dar tot la și meu o să mă întorc. Următoarea melodie descrie acest fain târg de la Șimneu, în târgul Șimneului, lumea mea și adorului, pentru dumneavoastră, dragi șimneoani. Așa că nici aplauzele dumneavoastră nu vin doar spre mine, vin și spre acești instrumentiști. Aplauzele dumneavoastră merg spre ei. Mulțumim, băieți! Și aplauzele dumneavoastră merg și către organizatorii acestor ediții a zilelor orașului. Așa că niște aplauze pentru domnul primar, pentru domnul vice, pentru toată primăria Șimneului Silvaniei. Noi le mulțumim pentru sărbătoarea pe care ne-a făcut-o. Și în continuare dăm drumul cu următoarea melodie, ca să vedeți ce fac domnișoarele după la Șimleu, cum se grăbesc ele să se mărite. Ei, și uităm lumea la joc. Ei, ho! Papa rău, ce domnesc rău, fete, să-ți fădesc, măi. Cora mâine ne luate, iute, de nu-s măritate. Hai da, ho, și iară, ho, muzai să mă țângă clop, măi la la la. Ca și să-ți fădesc e rău, mai că pică împărău, măi la la la. Hai, n-ar fi nicio mai că pică, mai că-i grasna, tare mică. Eu fetile și le-mi pacă, iute înseamnă să mă bag, măi. Ele că-s de maritat, eu că nu-s de însurat, măi. Hai șașe, fecheta, baiu, v-ați prins de mine ca staiu, la la la. Mereți cale ce vă nevoie, că eu nu voi face voie, la la la. Ei, cine vă voie mă face? Îți place, nu-i sigur că baița face. Tu și nu fugi niciodată după care o ce n-așteaptă. Hai da, ho, și iară, ho, care o ce nu stă pe loc, măi, la, la, la. Nici în seamă nu-l băga, vine altul în urma sa, măi, la, la, la. Hai, caru, care s-a oprit? Hai, da, patrala fi suită. Hai, care a fi să fie acolo. Mulțumesc tare mult și dacă sunt la capitolul de mulțumire, vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră. Și aici, în stânga mea, în dreapta dumneavoastră, se află oamenii care au contribuit la formarea mea. Le aduc încă un cuvânt de mulțumire domnilor profesor Gavril și Cornelia Neaga,
cei care au fost alături de mine și m-au drumat pe acest drum. Aplauzele dumneavoastră se merg spre dumnealor. Mulțumesc! Și următoarea melodie, să vedeți ce pățesc eu cu mândrele astea pe unde plec. Eu te vreau, le te vreau binele și ele numai cum vor ele. Să vedem ce am pățit și cu următoarea melodie. Thank you.
Soarele, e umblat cărările.
Sunt pentru dumneavoastră, pentru că sunteți minunați. Mulțumim și noi, Ovidiu Homorodian, pentru prezența dânsului aici în această seară. Mulțumim încă o dată primăriei, domnului primar, Consiliului Local și Authentic Events, alături de ceilalți sponsori, pentru că au făcut posibilă această manifestare, care iată s-a întins pe parcursul a 3 zile. Dragii mei, în continuare vine aici, în scenă, în fața dumneavoastră, o doamnă a cântecului popular românesc, o reprezentantă a plaiurilor hunedorene, cu o voce inconfundabilă și o interpretare aparte, care de fiecare dată urcă pe scenă și vine în fața dumneavoastră cu mare, mare drag, aducându-vă bucurie în suflete. Vă rog să o primiți cu aplauze pe doamna Mariana Dea. Și mult bine am făcut, măi, la el, la 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 la.
Iubi pe nimeni.
să-ți spun cât pătimesc, mă. Să știi că prea mult nu te-o-i jeli. Dacă
Imediat. Și Mărie, Mărie, imediat o să fie și Mărie, Mărie. Am cântat pentru băieți, trebuie să cânt și pentru neveste. Și pentru mine. Mărie, Mărie, și eu, în primul rând, îmi doresc cu tot sufletul să vă aduc bucurie dumneavoastră în viață, măcar pentru o jumătate de oră, o oră sau până dimineață, când vom sta împreună. Și dacă am zis până dimineață, ar trebui să aplaudați. Mâine e luni, nu mergeți la serviciu, aveți liber din partea mea și a organizatorilor. Și o să cânt așa, pentru că mi-a cerut Mărie, Mărie, acest cântec care l-am cântat acum vreo 20 de ani, când eram mai tânără și mai... tot la fel de frumoasă ca și acum. Maria, Maria, ia să-mi spui tu mie. Astăzi
mie. Ia să-mi spui tu mie, care frunză bate să iubesc, nu mă lăsa, Doamne, să
fața îți alăvește, vai, lume, vai. Și mândră te ocolește, vai, Doamne, vai. Când părunca îți alăvește, vai, lume, vai. Și mândră te ocolește, vai, lume, vai. Nimănui nu trebuiești, nu mai poți să mai iubești, la ce foc să mai plătești. Este și plec. Cine vrea să aplaude? Nici părinții n-au ce-mi face.
Mulțumesc frumos! Vă iubesc! Vă rog să-l aplaudați pe prietenul meu, Marius, care e aici lângă scenă. Este cel mai bun prieten al meu și al dumneavoastră, pentru că a făcut ea câte un spectacol minunat astăzi de ziua dumneavoastră, de ziua și meului. Și eu mă bucur că am fost invitată aici și mulțumesc organizatorilor dumneavoastră, bunului Dumnezeu, pentru că a rânduit să fim sănătoși, să ne vedem la momente de bucurie. Și acum, în încheiere, să trecem la lucruri serioase. O să închei micul meu recital de astăzi cu un cântec care am cântat acum vreo 26 de ani. Acolo, la mine, județul Hunedoara, la Țebea, dumneavoastră știți, unde comemorăm pe Avramian cu simbolul românilor. Mulțumesc!
Mulțumesc, e super!